haina albă și au grijă de cei care au nevoie, care au cea mai mare nevoie. Cei care au fost azi noapte în curți ale spitalelor, la Bacău, la Galați și nu numai, aș spune că au greșit. Și m-aș opri deocamdată aici. Aș spune că au greșit. În aceste spitale sunt tratați semenii lor, sunt tratați oameni care au neapărat nevoie de îngrijire medicală, sunt oameni în ATI, sunt oameni care încearcă să se lupte pentru propria viață și de multe ori în fața spitalelor sau chiar în curtea spitalelor sunt aparținătorii acestor oameni care așteaptă vești bune. Cu siguranță nu așteaptă ca cei care ar trebui să se concentreze pe a-i salva, pe a-i ajuta, să fie înjurați, să fie învinovățiți de lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea. E un an de zile de când foarte mulți oameni în spitale, medici, asistente, infirmieri, ambulanțieri și alții se luptă pentru viața oamenilor. Ignoranța nu justifică astfel de acțiuni și ceea ce s-a întâmplat ieri în curțile mai multor spitale nu ar trebui să se mai întâmple. În al doilea rând, vreau să vă spun că ieri a fost în Londra prima zi fără niciun deces din cauza COVID-19. Și asta după ce britanicii au ajuns la o rată de vaccinare impresionantă. Asta ne dă speranță. Asta ne dă speranță că lucrul ăsta se poate și aici, în România, și că putem și noi să scăpăm de pericol prin vaccinare. În următoarele 2 luni vor veni în România peste 7 milioane de doze de vaccin. Asta înseamnă că o mare, mare parte dintre românii care vor vrea să se vaccineze, vor putea să se vaccineze în condiții cât se poate de decente, aproape de casa lor, în perfectă siguranță. Trebuie doar să vrea. Trebuie doar să vrea și câteodată să fie ajutați, să se înscrie și rog pe toți cei care pot să-i ajute pe alți semeni, fie că vorbim despre medici de familie, fie că e vorba despre părinții, bunicii dumneavoastră, fie că este vorba despre vecini, dacă puteți să-i ajutați să se înscrie la vaccinare și să meargă să se vaccineze. Repet, vor fi destule doze de vaccin în următoarele luni pentru toată lumea. Am văzut aseară că se scanda jos pandemia și am putea să spunem că suntem cu toții de acord, dar singurul fel în care obținem jos pandemia este ăsta, prin vaccinare și prin protejarea noastră și a semenilor noștri în perioada imediat următoare. Dacă respectăm măsurile de siguranță, și nu le-aș mai spune atât restricții, cât măsuri de siguranță, măsuri care să ne protejeze pe noi și pe cei, în special pe cei mai vulnerabili, pe cei vârstnici, pe cei cu alte boli, protejându-i, câștigăm timp pentru vaccinare. Și vaccinându-ne, putem să câștigăm lupta, putem să câștigăm războiul și acesta să fie un ultim mare hop. Acest al treilea val să fie ultimul val semnificativ, ultimul val care, într-adevăr, să pună niște probleme pe care le avem cu toții în desfășurarea vieții de zi cu zi. Și în linia asta, cu siguranță, noi toți, dumneavoastră cei de aici din sală și toți cei care lucrează în Ministerul Sănătății și în spitale, noi toți împărtășim un anumit nivel de frustrare și oboseală și a fost un an greu și foarte greu pentru mulți. Sunt mulți care au trebuit să facă eforturi care poate nu erau necesare până acum. Sunt mulți care și-au pierdut joburile, sunt mulți care și-au pierdut sursele de venit, sunt mulți care și-au pierdut afacerile, sunt mulți care deja se chinuie, pentru care viața este din ce în ce mai grea. Asta putem înțelege cu toții, dar ce vă asigur e că măsurile pe care România le-a luat nu sunt mai dure, acele măsuri de protecție nu sunt mai dure, nu sunt mai drastice decât în alte țări, din contră. Sunt ceva mai blânde, sunt ceva mai relaxate decât în majoritatea covârșitoare a țărilor europene. Când spunem vrem o țară ca afară
și am spus-o de multe ori, cred că fiecare dintre noi, e, cam orice țară ca afară are restricții mai dure decât cele cu care ne confruntăm acum, pentru că sunt absolut necesare și nu s-a descoperit însă un leac, încă un leac, prin care sau o magie prin care să bați din palme și pandemia să dispară. Singura șansă pe care o avem este vaccinarea și trebuie să câștigăm timp pentru vaccinare și timp înseamnă timp pentru noi, pentru ai noștri. Asta înseamnă că toți, cu toții trebuie să ne protejăm. Ordinul, fostul ordin 555, actualul ordin 434, care a fost semnat, pus în transparență, rezolvă câteva probleme cu care pacienții se confruntau. Le-aș enumera și v-aș spune care sunt soluțiile pe care le veți găsi în acest ordin care este deja publicat în monitor oficial. Prima problemă este transferul pacienților cu COVID-19 la spitale aflate de multe ori la mare distanță de domiciliu. Nu de puține ori, știm că pacienții au fost transferați. Asta este un lucru dificil atât pentru personalul medical, cât și pentru pacient, pentru familie. Pentru pacienții cu forme severe și critice de COVID-19 am încercat să rearanjăm lucrurile așa încât să existe locuri în spitale dotate corespunzător cât mai aproape. Și vorbim de spitale de nivel 1 și 2, cu creșterea șansei de viață a acestora. A doua problemă este asistența medicală improprie acordată pacienților care au în plus față de COVID-19 și alte afecțiuni cronice și acute. Sau cronice sau acute, pacienții care vin cu o urgență medicală la spital și am auzit de asemenea despre cazuri publice de astfel de pacienți și se stabilește la internare că au de asemenea că sunt infectați cu SARS-CoV-2, aceștia nu vor trebui să mai fie transferați în spitale suport COVID-19, ci vor primi rapid asistență medicală, asistența medicală de care au nevoie. Și pentru asta am definit zone și personal dedicat îngrijirii pacienților cu COVID-19 în cât mai multe spitale. Doamna doctor Andreea Moldovan a discutat cu fiecare direcție de sănătate publică și cu foarte multe spitale direct, tocmai pentru a defini aceste fluxuri, a defini aceste posibilități mai bune pentru toți pacienții. A treia problemă este presiunea foarte mare asupra personalului medical, nu de puține ori ajungându-se la burnout. Pentru personal medical care lucrează în spitalele COVID-19 și în cele care se numeau suport COVID-19, e nevoie de ajutor și acest ajutor trebuie să vină într-o formă care să fie reglementată și care să le dea posibilitatea unor noi specialități medicale, specialități medicale conexe, să-i susțină pe colegii care lucrează în boli infecțioase și pneumologie, de exemplu. Asta valabil pentru adulți și copii, astfel încât și ei se poată implica și să o poată face, repet, fără să aibă deasupra capului sabia unor eventuale consecințe legale necuvenite. Asta nu înseamnă că nu punem pe planul 1 siguranța pacienților, ba din contră, și se lucrează în Ministerul Sănătății la protocoale foarte clare care trebuie respectate la virgulă.